prezent pe căi diplomatice și printr-o culegere de date de la serviciile de evidență a populației și de pașapoarte. Avem informații că sunt 15 suceveni în acest accident, care au fost în acest autocar. La nivelul Ministerului Afacerilor Externe s-a înființat o unitate de alertă a Centrului Consular de Crize. Această unitate care gestionează acest accident are două numere de telefon prin care persoanele, rudele apropiate sau cei care vor mai multe informații pot apela și în baza gradului de rudenie sau în baza legăturii pe care au persoanele din autocar, din accident, pot obține informații. Familiile sucevenilor care se aflau în autocarul care a fost implicat în accidentul din Franța au la dispoziție două numere de telefon în cadrul unității de alertă a Centrului Consular de Crize a Ministerului Afacerilor Externe. Acestea sunt 0730717970 și 021431159. De asemenea, subprefectul de Suceava, Constantin Harasim, a anunțat că în cazul în care familiile pasagerilor din autocar au nevoie de ajutor pentru obținerea de informații, se pot adresa și prefecturii. 34 dintre pasagerii autocarului românesc implicat în accidentul produs duminică în departamentul Var din sudul Franței se află în continuare internați în spitalele din regiune. Potrivit presei franceze, 4 persoane se află la reanimare, 15 sunt spitalizate și urmează să fie supuse unor intervenții chirurgicale, iar alte 15 ar putea fi externate în curând, 8 au părăsit deja spitalul.